Salut! În videoclipul acesta vom discuta despre ultimele știri din ecosistemul Multiverse X, printre care se numără extinderea în America, update-a proiectelor din Metabonding, Eagle va apărea într-un film și așa mai departe. Rămâi până la final pentru a afla ce s-a mai întâmplat, dar înainte să începem, dacă vrei să susții acest canal, apasă pe butonul de like și lasă-mi și un comentariu, că mă ajută mult cu algoritmul YouTube. Începem prin a vă spune că votul de guvernanță legat de MyRDEX, care se transformă în X-Exchange cu nou model economic pentru UMEX, a fost finalizat cu succes. 88% au votat pentru da, în timp ce doar 5% s-au opus și aproape 7% s-au abținut de la vot. Un pas mare pentru adopția NFT-urilor de pe Multiverse X. Elrond a făcut o colaborare cu OneMint și acum oricine își poate lansa propria colecție de NFT-uri cu puține sau chiar fără cunoștințe tehnice prin intermediul acestui site. Prin acest parteneriat deschide acces pentru artiști sau companii, de exemplu, să-și lanseze o colecție de NFT mult mai simplu. Vedem pe site aici că este și logo-ul Multiverse X, iar prețul pentru o colecție cu 1000 de NFT-uri este $200 și dacă vrem cu 10.529 și poate continua. O să generez cu foarte multe. În continuare, acest lucru nici măcar nu a fost planificat. Propulsat de popularitatea sa, Eagle va apărea într-un film. Despre asta s-a discutat mai mult la BFM Business News, o pagină cu 270.000 de urmăritori pe Twitter. Avem postat pe Twitter și un update despre proiectele din Metabonding. Despre proiectul AeroVec, Cavari, care este asemănător cu YouTube, este live în beta. Au lansat staking-ul gamificat, au dat drumul la mintul final pentru colecția de NFT-uri Dope Eagles și numărul de holderi a tokenului Aero sunt aproape 70.000. Despre Black Hat Network. Marius Grigoraș, CEO-ul companiei, a vorbit la X-Day pe scenă. Au încheiat un parteneriat cu Transact și din acest parteneriat înțeleg că se va putea cumpăra tokenul BHET direct cu Fiat, așa cum putem să cumpărăm Eagle din MyRAP. Au participat la evenimentul Token 2049, un membru al echipei, Steve Talbot, a devenit colaborator oficial cu unul dintre cele mai mari site-uri de cripto și anume Cointelegraph. S-a anunțat și viitorul proiect de pe BHERO Launchpad numit FarmXYZ, și există pentru tokenul BHET 42.000 de holderi. Effort Economy. Au participat la evenimentele X-Day și Network Magnetic. Sunt aproape 69.000 de holderi de tokenul Effort. Isengard Market au introdus Dark Mode pe site, urmează niște anunțuri importante din partea lor. Aici aș face o glumă și că vor anunța un anunț. Știi, atunci când făcea Benny anunțul pentru noul model pentru Max, noul model economic, el făcea un anunț, că urmează un anunț, că în două săptămâni o să facă iar un alt anunț. Cine urmărește pe Twitter cu siguranță știe anunțurile faimoase ale lui Benny. În continuare, Kyovat a câștigat premiul pentru cel mai bun proiect aplicabil în lumea reală la X-Day. Kyovat Analytics este disponibil în DApp-ul lor. Au prezentat planurile pentru 2023. Pe lângă asta, pentru tokenul Kyovat avem 66.000 de holderi. Biotrust au anunțat rebranding-ul în X-Money la X-Day. Au apărut într-un articol în New York Times, o pagină cu 54 de milioane de urmăritori pe Twitter. Au făcut un parteneriat cu Age of Zalmoxis. Biotrust a fost adăugat pe Binance la lista de asset-uri suportate la Simple Earn Flexible Products și pe lângă asta au 39.000 de holder pentru tokenul UTK. Și ultimul din listă, Zoidpay a obținut finanțare de 75 de milioane de dolari. A câștigat premiul de excelență în domeniul bancar și financiar digital la Factory 4.0. Au fost postate noi update-uri în ceea ce privește Zoidverse. Zoidverse se bazează pe realitate augmentată, realitate virtuală și realitate extinsă. Cu ajutorul acestui proiect vei putea să explorezi domenii care includ cumpărături, servicii financiare Web3 și multe altele, cu experiență digitală și din confortul casei. Practic vei putea face shopping de acasă și nu numai. Pe site scrie așa, viitorul cumpărăturilor digitale este aici, de la o plimbare la interacțiunea cu un vânzător, la inspectarea produselor dorite în render 3D, Zoidverse Mall oferă totul. Și în final, pentru tokenul ZPay avem 56.000 de holderi. Acum că am terminat cu știrile din partea proiectelor din Metabonding, să discutăm despre cum se extinde Elrond în America. Eagle chiar astăzi s-a listat pe Coinbase, cel mai mare exchange din America, după volumul de tranzacționare și acesta este motivul pentru care Eagle a crescut ieri 5%. Putem vedea asta chiar pe site-ul CoinMarketCap. Cam așa reacționează moneda la știri și astăzi s-a listat, acum o oră, dacă nu mă înșel, și putem vedea că are parte de o mică corecție.
dar nu așa de mare, este la $44. Acest lucru este important deoarece Coinbase este pe locul 2 în topul exchange-urilor și are peste 100 de milioane de utilizatori care pot interacționa acum cu eGold. Pe lângă asta a fost organizat recent un Battle of Yields pentru testarea X-Exchange și MEX 2.0, unde au fost puși la bătaie $10.000 în premii pentru participanții care completau toți pașii. În total, peste 4.000 de oameni au participat și dacă e să considerăm că toți au reușit să completeze pașii, reward-ul este de $2.5 de persoană. Aici putem vedea pașii care erau de completat, puteți pune stop la video ca să vedeți exact ce trebuia făcut. Au fost în total două faze. Aceasta este prima fază și a doua fază. Acum fiecare cum consideră, dacă este mult sau puțin, ideea este că puteai testa ceva și să primești bani gratis. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper ca informațiile prezentate să vă fie de folos. Îți mulțumesc dacă ai rămas până aici. Te invit să mă urmărești și pe Twitter și să te alături și în grupul de Telegram. O să găsești link-urile în descriere și noi ne vedem data viitoare. Ciao. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.